Bună ziua, dragii mei! Sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere despre ce gândește o anumită persoană despre voi. Pot să fie și vecini, pot să fie cunoștințe. Aș prefera să nu fie dușman, ca să nu manifestăm energie negativă. Ar fi bine să învățați să evitați toate situațiile acestea negative. Dacă știți că e un personaj mai ciudat, nu vă mai gândiți. Haideți să vedem oameni. Oameni normali, oameni cu care aveți relații sau ați avut relații. În limitele bunului simț, da? Numărul 1, 2, 3 și 4. Vă puneți pauză, vă gândiți. Puteți să vă luați fiecare număr pentru o anumită persoană, pentru vecinii din bloc, pentru vecinii, eu știu, de peste hotare, eu știu. Persoane, colegi de muncă, colaboratori. Ce gândește o anumită persoană despre voi? Dar vreau așa o etalare simpluță în care o să pun multe cărți, dar aș vrea să vedem o energie a trecutului, ce a gândit la un moment dat și ce gândește acum, pentru că relațiile se schimbă, gândurile se schimbă și gândurile se schimbă în funcție și de stările noastre emoționale, care uneori n-au nicio legătură cu anumite persoane, dar situația în care ne aflăm influențează, să zic, părerea despre o anumită persoană. La un moment dat îți place, eu știu să zic, îți place fotbalul, pe urmă nu-ți mai place și schimb părerea și despre fotbal și despre fotbaliști și despre, eu știu, sau artiști sau eu știu ce mai e. Da, v-ați pus pauză, da? V-ați ales. Haideți să vedem. Nu vreau foarte multe cărți pentru că nu are rost. Ne lungim prea mult cu vorba. Setul numărul 1. Unul dintre voi, sau poate amândoi, ați avut așa o impresie foarte glamuroasă unul despre celălalt. Poate unul prea regală și altul prea voioasă, nu știu exact care din voi, dar... ce mai simt? Ce gândește persoana, o anumită persoană despre voi? Pentru mine, aceste de cărți, printre foarte multe lucruri, în acest moment îmi transmite vibrație de roata norocului, dar e o roată norocului închisă, într-un cerc. Deocamdată este într-o perioadă de în spatele, în fața unui grilaj. Este într-o perioadă de restricție. Roata norocului se schimbă. Norocul se schimbă în funcție și de acțiunile pe care le facem. Poate că persoana respectivă consideră că... Sunteți prea închiși? Unul este închis într-un anumit cerc, în anumite construcții rigide, țesături tradiționale, celălalt vine deasupra. Și cel care vine deasupra, peste această energie, parcă adaugă un pic de unicitate, de frumos, de strălucire. Într-un spațiu, într-un mediu care, altfel, da, de altfel, arăta ok, dar n-avea sclipici, lipici. Hai să vedem. Ce gândește despre... Ce a gândit? Hai! Da. Odată. Ce gândește? Numărul 1. Ce a gândit despre voi la un moment dat? Nu sunt multe. Ce a gândit despre voi la un moment dat? Numărul 1. În trecut. Uf! Nu vreau așa multe, dar magicianul. Doi de... ce frumos, interesant! Faetonul și doi de cupe. Deci, la un moment dat, acest personaj, pe urmă au apărut blocajele, nu știu, simte blocaje. Blocajele în zona nevăzutului, dar deja în trecut. Probabil că acum manifestați blocajele pe care acest personaj nu le-a văzut în relație cu voi. Vorbim totuși de o energie a trecutului. Nu mă așteptam la atâtea cărți, dar probabil că personajul vrea să vorbească, este vorbăreț. A vrut să construiască ceva, să creeze ceva,
de o anumită valoare, dar au apărut blocaje. Atunci, la acel moment, nu le-am văzut. Probabil că acum, repet, le experimentați, le trăiți. Magicianul. Ce a simțit? A simțit foarte intens despre voi că sunteți suflete perechi, 2 de cupe și 6 de cupe? Un sentiment de familiaritate, dacă n-a fost deja vu, a fost un sentiment de, băi, mă simt atât de bine cu tine, suntem copii împreună, putem să vorbim multe, putem să comunicăm nu doar verbal, ci și emoțional, magicianul și faetonul. S-a simțit foarte determinat, e o chestiune legată de mașină, poate a simțit nevoia să, a gândit că poate să călătorească cu voi, să meargă, să descopere. Faetonul merge către stea. Steaua implică distanță, să călătorească pe distanțe lungi și să descopere. Că steaua ține și de descoperire, să descopere niște lucruri. Și printre, eu știu, în acele călătorii să se apropie din punct de vedere emoțional de voi. Și de la suflet la suflet, dar și de la copil interior la copil interior. Știu, energie foarte faină în trecut. Magicianul mi-arată în acest context că s-a simțit oarecum fermecat, fermecată de prezența voastră. Poate că și voi? Nu știu. A simțit că poate să creeze foarte multe. Dar, vedeți, sunt foarte multe emoții și două arcane foarte intense, energie foarte, foarte intensă. Dar probabil din cauza acestor stări intense mentale, emoționale și fizice, aș spune, nu au fost simțite blocajele. Care? Eu așa simt că acum vin blocajele sau le simțiți. Ce a gândit despre voi la un moment dat? Ia uite, gândul. Poate într-o formă sau alta, situația, relația, ce a simțit acest sentiment de familiaritate? Cu tine pot să glumesc, cu tine pot să colaborez, cu tine pot să călătoresc, cu tine pot să vorbesc, cu tine pot să manifest multe lucruri, ceva de genul ăsta. Probabil acest gând, când vorbesc de ce a gândit, i-a ajutat la un moment dat, în acel moment, să-și întoarcă privirea gândului de la niște energii negative înspre pozitiv. Poate, energiile, gândurile negative țin de frică într-o anumită măsură, da? Frică, neîncredere în a manifesta ceva, neîncredere în a comunica, neîncredere în a călători, eu știu, sau în a descoperi noi relații. O neîncredere, o ceva, poate o decepție, poate nici nu știți. Dar ce a fost atunci, ce a simțit, ce a gândit, i-a ajutat să se schimbe, să-și schimbe gândul, măcar pentru acea perioadă, într-o direcție pozitivă. Și asta e bine. Energie de aer foarte mult, aer-apă. Aer-apă și ceva foc. Scribul. Da, ia uite, iar e fecioara în sensul de călătorie, de început de călătorie. Călătorie, avem faetonul, fecioara. Dar nu ca zodie, dragii mei, ci ca energie virgină. O stare de... Sau mai bine zis, dorința de a explora cărări pe care, sau situații, sau colaborări, sau prietenii pe care nu le-ai explorat până acum. Și un sentiment de încântare, scribul ține de scriere, dar și de vorbire, element de aer. O stare de încântare, de voioșie, da. Hai să vedem acum ce gândește acest personaj despre voi. Numărul 1, ce gândește? Au venit foarte repede cărțile, mă așteptam să vină mai încet. Persoana respectivă probabil că vrea să exprime. Nu știu cum sunteți voi, dar judecata, acum judecă. Judecă, se gândește, probabil că sunt niște lucruri care s-au transformat. Atmosfera dintre voi s-a transformat, apare Pluto, judecata ține de Pluto. Situația dintre voi s-a transformat, interesant, în timp ce vorbesc apar și lacrimi, dezamăgiri, lacrimi, probabil, din cauza unei chestiuni care țin de valoare, de apreciere, de stimă față de voi, de ei, de respect.
Da, cineva a exprimat, probabil că ei au exprimat. Parte din această exuberanță, eu cred că au exprimat, nu pot să cred că n-au exprimat. Dar ceva s-a întâmplat, blocajele acelea le-am văzut. Blocajele ar ține eventual de un copil, de o soție, de o hiperanaliză a cuiva, a unuia sau altor părți, terțe părți, da? Oricum au apărut lacrimile și decepțiile. Ce gândește despre voi în această perioadă? Judecă. Încearcă să gândească și să-și asculte intuiția. Poate cu... interesant. 3 de monede și 0. Dacă a apărut o a treia persoană în viața voastră a lor sau era deja și n-a fost luată în considerare prezența acelei a treia persoane în viața voastră sau în viața lor, poate erați căsătoriți sau sunteți. Sau ei? Că apare totuși un triunghi aici. Toate acele stări frumoase de început au trecut prin niște provocări. Interesant, apare 8 de spade. Se simte blocat, conflicte. Atracție fizică este, valetul de bâte, da? Este. Și nu e doar atracție, dorința de a comunica, de a explora, de a fi inovativ în relație cu voi, da, sau inovativă, dar apar conflicte în partea cuiva, a voastră sau a lor, gelozii și blocaje mentale. Probabil că acest personaj consideră că în această perioadă nu se poate manifesta această legătură dintre cele două suflete perechi. Se gândește că dacă ar fi să o luați de la zero, ar trebui să construiți practic, nu doar emoțional, da? Faptul că v-ați simțit bine nu e suficient pe termen lung, da? Pentru că vrei să manifesti ceva special, am văzut la un moment dat, da? Regina de monede. Ori nu s-a simțit apreciată, ori a apărut o soție, o mamă în poveste, într-o formă sau alta. Ori lipsa stabilității financiare sau neapărat financiare, a concret. A realității, să zic. Da, te simți bine împreună, dar ce facem cu aceste emoții, cu aceste dorințe? Nu poți nici să călătorești toată viața, trebuie la un moment dat să te duci, să te oprești într-un loc, să creești ceva. Se gândește, în această perioadă, nu știu ce s-a întâmplat de atunci până acum, eu știu cât timp o fi trecut, dar e judecata și zero. Își dorește să o ia de la zero. Dacă ar fi să o ia de la zero cu voi, să se împace, pentru că am văzut lacrimi, apar, repet, conflicte și blocaje mentale din partea cuiva, probabil că ei gândesc că. Pentru că este vorba ce gândesc ei despre voi. Blocajele pe care le-am văzut 9 de bâte erau din partea voastră, într-un fel sau altul, niște chestiuni care țin de job, de familie, de sănătate, da? Aici la fel, probabil consideră că pentru a fi cu voi trebuie să se lupte prea mult. Voi sunteți blocați într-o situație, sunteți, nu puteți acționa, ce gândesc ei. Oricum, acum gândesc intens. Dacă până acum au simțit, dacă nu până acum, dacă inițial au simțit foarte intens, cu două arcane majore, dar interesant că și aici aveți tot două arcane majore, da? Și destul de diferite. Vedeți? Atunci era magicianul. Se simțeau energizați de stările emoționale pe care le simțeați împreună. Bănuiesc că și voi ați simțit față de ei la fel. Se simțeau energizați, inspirați să meargă mai departe, să manifeste lucruri. Acum se gândesc că e un soi de regresie, vedeți? Aici era 1, aici este 0. În loc să mergem mai departe. Eu nu știu, ați trecut prin foarte multe. Prin foarte multe. Nu știu cât timp a trecut de când v-ați cunoscut până acum. Dar să ajungeți la judecată, deci judecata vine după moarte, ceva s-a încheiat între voi, eu știu ce s-a încheiat, de câte ori s-o fi încheiat.
Se gândește, mai avem vreo șansă împreună? Putem să o luăm de la zero? Am putea să o luăm de la zero? Pentru asta ar trebui să se reconstruiască ceva ce s-a dărâmat, un turn, o separare. Pentru asta trebuie să se muncească la foc continuu, intens, da? Să se topească. Plumbul și să-l transformăm în aur, în valoare. Cam asta este ce gândește despre voi acum. Încă o carte. Poate că se gândesc că a fost o nebunie. Dacă s-au simțit puși în triunghi amoros, spun și cazul ăsta, se gândesc că a fost o nebunie din partea lor. Ce gândesc acum? Da, interesant. 4 de pământ și 3 de pământ. Dacă vor să mențină legătura cu voi, trebuie să facă foarte multe sacrificii, uitați, sânge cum, da? Să susțină o construcție, iar să susțină o construcție, iar cadă și aici, să susțină. Și poate nu doar ei, și voi, amândoi ar trebui să faceți aceste sacrificii pentru a menține relația, prietenie, colaborare, nu contează. Poate o relație karmică care stă în calea, eu știu, manifestării celor două suflete perechi, relație karmică pentru mine, 4 de monede, relație karmică toată ziua. Obligații, responsabilități, nu doar joburi, chestiuni care țin și de casă, că e 4. De-aia apare și 8 de spade, blocaje. Cam asta gândesc despre voi. Puteți să o luați de la zero, puteți să vă împăcați, interesant, 5 de monede, 4, 3, 4, 5. Dar aici o energie destul de toxică. Că sunteți influențați negativ de cineva, o să zic și asta. Ia uite. Că s-a, ia uite, cele două suflete perechi, nu știu în cât timp, da? A ajuns la un consum de energie foarte mare. Nu știu voi, dar ei se simt consumați energetic. Și au nevoie de vindecare. Poate că și voi aveți nevoie de vindecare, dar există o influență negativă în relația dintre voi. Și ar trebui spus adevărul. Încă este nespus adevărul, asul de spade aici. Da. Deocamdată, cam atât. Sper că v-a plăcut. Să vedem. Dacă nu rezonați cu numărul ăsta, puteți să luați alt număr, vedeți. Am zis că nu vreau să mă lungesc foarte mult cu cât am vorbit. E suficient. Hai să iau și cartea asta. Hai încă o carte. Ce gândește despre voi numărul? Hai încă o carte. Acum, ce gândește despre voi? Deși l-am strâns pe celelalte, da. Să vedem. Ce gândește despre voi? Ups. Oh. Angajamentul, au ce carte puternică. Un soi de stea. Stea înseamnă destin. Înseamnă o întâlnire predestinată, clar. Este și o cheie. Posibil că, într-un fel sau altul, amândoi aveți cheia către destinul celuilalt, într-o anumită formă. Repet, poate să fie și o colaborare, o prietenie, o rudă, da? Neapărat o relație de amor. Da, trebuie să curățați foarte mult. Interesant. 37-36. Aveți foarte mult de curățat. Energii din trecut. Energii care țin de casă. În casă aveți niște chestiuni de rezolvat. Nu doar, nu vorbesc de curățenie fizică, cât energetică. Iar o chestiune de angajament. Poate unul dintre voi e căsătorit cu commitment și celălalt nu. Stea ține de libertate. Dar eu văd foarte puternică. Angajamentul nu ține de semnătură, dragii mei, știți că asta e părerea mea, ține de ceea ce se întâmplă între cele două suflete. Și am văzut 2 de cupe, 6 de cupe. Magicianul, faetonul, energii foarte intense. Dar prin ce ați trecut, e o mare provocare. Dacă puteți, da, interesant, e o mare provocare, interesant, stea înseamnă, iar afară de curățare, stea înseamnă curățare. Interesant, making a choice. Numărul 22 poate înseamnă ceva. Intenția.
Puteți să creați o nouă lume, puteți să, dacă alegeți corect, interesant. Aveți de ales. Probabil că voi trebuie să alegeți. Că zic, ce gândește persoana despre voi. Dar vedeți voi, alegerile voastre, eu cred că de fiecare dată când alege o persoană, alege și cealaltă. Ori se lasă aleasă, ori își alege alt drum. Nu poți să stai după alegerile unei singure persoane, înțelegeți voi. Ce gândește despre voi. 3 și cu 6, 9. Probabil că e o distanță casa nouă a călătorilor. E o distanță între voi. Interesant ce mai simt afară de asta. Dacă vreți să fiți împreună, puteți. Puteți să... Nu, ține și de eremit, de tăcere. Dacă e o tăcere, dacă e o separare, din cauza unor relații karmice, din cauza unor energii negative care sunt în casele ambilor, în familiile ambilor. Această tăcere se poate fi depășită, interesant că sunt totuși două numere, da? Poate fi depășită prin ce? 3, ține de împărăteasă prin dragoste. 6, iar ține de îndrăgostiți, colaborare, de la egal la egal. Reciprocitate. Da? Oglindire. Am zis, amândoi aveți, aici e o cheie, dar eu cred că amândoi aveți cheia către destinul și sufletul celălalt, într-o formă sau alta. Până la urmă, o ușă broască nu are o singură cheie, întotdeauna are cel puțin două, da? Da. Cam asta este. Ia uite, a vorbit de tăcere, solitudine. Gata. Cam asta e. Trebuie să transformați dacă vreți. Sper că v-a plăcut, da? Hai să vedem. Numărul. Doicii care ați ales acest set de cărți. Ce apare aici? Asta este cartea nebunului. Zero. Avem două cărți. Posibil că ceva s-a întâmplat între voi. În acest moment se gândește că e un moment zero. Puteți manifesta orice, inclusiv nimic. Inclusiv nimic. Ce gândește despre voi? Poate aveți ochii verzi. Unii dintre voi, nu știu, unul dintre voi are ochii verzi. Poate că sunt niște măști, niște secrete. Unul posibil să fie dintr-o familie mai prețioasă. De ce punct de vedere această prețiozitate variază? Poate să fie financiar, poate să fie chestiune sau un aspect care ține de educație, de religie, de spiritualitate, mai mult sau mai puțin, poate să fie doar financiar. Poate unul să vină dintr-o familie mai importantă. Interesant, în timp ce am amestecat, au plecat aceste cărți. Asul de cupe a fost dragoste sau e o dragoste nemanifestată, asul de cupe și Heaven and Earth. Posibil unul este foarte spiritual și este foarte ancorat în materialitate, în, eu știu, în financiar, să spunem. Dar, ce mai simt? Posibil unii dintre voi aveți acest personaj... Vă iubește de la distanță, din alte dimensiuni vă iubește, din alte dimensiuni, dar nu este încă manifestată în realitate această dragoste. Deocamdată e în heaven. Încă n-a venit pe pământ. Nu s-a manifestat dragostea care este între voi. Ce frumos, interesant. Vă privește cu multă dragoste. Hai să vedem ce gândește acest personaj. Regina de spade, gândește că sunteți inteligenți, inteligente, dar e un blocaj. E o tăcere. Este ce a gândit în trecut. Numărul 2. Ce a gândit în trecut despre voi acest personaj? Ce a gândit în trecut despre voi? Uf,
Asta vreau să pară. Ia. Lumea, interesant. Posibil o distanță mare între voi. Sunteți totul pentru ei? În momentul în care... Mai vedem. Da, 9 de cupe. 9 de cupe. Tot ce și-au dorit. În momentul în care v-au întâlnit, au avut acest sentiment de... În sfârșit! Am căutat în toată lumea, am găsit ce am căutat. 9 de cupe. Multe, multe emoții. Obsedant de multe emoții. Intoxicante emoții. Ce a gândit despre voi? Lumea. Dar probabil că e și distanță mare între voi. Poate sunteți peste mări și țări. Poate e o relație online. Unul dintre voi, cel puțin unul dintre voi, circulă prin lume, are niște reușite foarte speciale. Și lumea înseamnă... Da, apropo de victorii. Posibil unul dintre voi atrage atenția publicului. Bien, circulă prin lume, are victorii prin lume, dar ce a gândit despre voi? A zis, a circulat prin toată lumea și n-a găsit pe nimeni ca voi. Ar fi vrut să vină. Pentru mine această carte, da. Multe emoții. Luna și 10 de bâte. Multe emoții și nebunul. Efectiv nebun în dragoste. Dar a fost un refuz. 4 de cupe. A vrut să se arunce în aceste emoții. Și în această pasiune. A vrut să se arunce. Poate că v-a întâlnit la o călătorie. În timpul unei călătorii prin lume. Eu știu. Poate era acasă sau în vacanță. Sau nu știu unde. Și v-a întâlnit atunci. Ar fi chiar atunci să vă pețească. Vedeți? Acest personaj umblă mândru pe calul său, multe bâte în jur. Una bucată coroană este pe capul său. Și mai are o altă coroană pregătită pentru perechea sa. Aici simt că o energie feminină, mai discretă, dar care atrage atenția acestui personaj din toată lumea aceasta prin care a umblat, le-ați atras atenția. Interesant. Ce-a gândit despre voi? Și 5 de monede. Ceva s-a întâmplat. S-a simțit, poate a fost pe timp de iarnă pentru unii dintre voi. Dar... Multă, multă pasiune și emoții. Regina de cupe și de bâte. Atracție fizică și emoțională în același timp. Dar ceva s-a întâmplat. Ori responsabilitățile, eu știu, pe care le are acest personaj la distanță, are de mers, de călătorit prin lume să facă bani, eu știu, sau să facă ceva, nu știu, o misiune. V-a abandonat acest personaj? S-a simțit abandonat, v-a abandonat? Clarificăm 5 de monede, trebuie frumos. De ce apare 5 de monede? Din niște secrete. În primul și în primul rând nu v-a înțeles. În momentul respectiv nu v-a înțeles, poate v-a considerat... Da, le-ați atras atenția, dar au zis, măi, e prea sărac, săracă pentru mine. Eu trebuie să-mi văd de misiunea mea. Nu v-au înțeles, este un mister. A fost un mister peste relația. Cum pot eu să mă atrage, dar e totul pentru mine. E altfel decât toată lumea pe care am cunoscut-o. E foarte plină de mister, de... E o atracție pe care nu o înțeleg și totuși o simt. Dar marele mister, să zic, sau marea problemă a fost că ei n-au văzut, interesant, n-au văzut puterea. Nu v-au văzut puterea. Da, nu v-au văzut puterea. Iar lumea. Au fugit în lume. Și nu v-au văzut puterea. Au crezut că sunteți mai... Interesant. Au crezut că sunteți mai...
că alături de voi nu pot să aibă succes, că alături de voi se vor chinui, că voi sunteți mai săraci, mai puțin, eu știu cum. Deci aici a fost un vol. Aici n-au înțeles ei. Și în primul rând n-au înțeles putere, n-au simt, o simți ceva, dar nu. Mai, știți cum e, cam poveștile alea, Doamne, pe care le citim în copilărie pentru copii. A venit un prinț, a văzut o fată altfel decât restul, dar a zis, mă, e săracă, ce să fac cu ea? Aici a fost păcăleala, să zic, misterul, provocarea. E o lecție, lumea înseamnă lecție spirituală. Spirituală. Voi erați, de fapt, foarte puternici, puternice. Dar. Hai mai dăm o carte, cum v-am văzut atunci. Numărul 2. Sau ce a gândit, tot aia, cum v-am văzut, ce a gândit. Hai, te schimbăm. Ia uite. Și aici. Zeaier, 6 de monede și abundență. Da. Dorința de a crea bani. Da, e ca un dragon care a atras de o energie feminină care este altfel. Voi aveați abundență, dar șase de bâte, 6 de monede. Probabil, eu așa simt, au avut impresia că dacă vor sta cu voi, vor intra în niște lanțuri care nu erau, în care nu erau, în niște convenții, să zic, în niște karme. Deci ce au gândit ei? Că ei au abundență, nu pot să stea în lanțuri, nu pot să stea cu oameni care sunt mai prejos ca ei. Chiar dacă i-ați plăcut, chiar dacă i-ați atras, chiar dacă a fost un mister, chiar dacă la un moment dat au zis, băi, n-am întâlnit în toată lumea asemenea personaj. Dar a fost și o... Poate ei au avut niște contracte la locul de muncă cu 6 de monede să circule prin lume, să-și creeze abundență și ce au zis? Că îi țineți pe loc. Dar energia feminină, iată, sunt foarte interesant cu părul mov, și asta înseamnă spirituală, da? Și apare și Marea Preoteasă. Și am văzut și puterea. E mult mai puternică decât pare. Energia feminină mult, mult mai puternică decât pare. Și nu epatează. Și aici a fost păcăleala. Păcăleala cuiva, da? Nu oricine poate să ține un leu în brațe. În sensul de nu oricine poate să tempereze acest dragon, să-l oprească, da? Dragonul mănâncă ființe, singura ființă pe care nu mănâncă. Da? Cam poveștile alea în care trebuia să vină nu știu ce cavaler să salveze un oraș întreg pentru că dragonul mânca oameni, da? E, singurul personaj pe care nu mănâncă, acest personaj sunteți voi. Dar e un mister ce și cum. Am zis, e o dragoste care se manifestă în alte dimensiuni. Hai să vedem ce gândește acum. Scuzați-mi, vă rog, de la cărți. Ce gândește acum? 7 de bâte? Interesant. 6 de cupe. Ar vrea să vină. Ar vrea să vină să se împace cu voi. Dar sunt multe trădări, multă suferință. Lacrimi. Ia uite, roata norocului a vrut să apară. Ar trebui schimbată energia. Ar trebui manifestată o călătorie. Vedem ce gândesc. Ce gândesc despre voi în această perioadă? Ce gândesc despre voi în această perioadă? E extraordinar puterea. Ar vrea să vină, iar să călătorească, să vă transmită un mesaj după o perioadă de tăcere. Probabil că au lucrat la finanțele lor și au împlinit contractele. Ce gândesc despre voi, vă văd valoarea pe care n-au văzut-o atunci, au crezut că sunteți 5 de monede și am văzut acum regina de monede, da? Asta picase, nu? Asta picasera. Ok. Hai să punem 10 de bâte, regele de bâte și 9 de cupe. Super, super emoții. Am văzut și 9 de cupe și când a apărut lumea.
Acum gândesc că sunteți foarte puternice, puternici. Și ca să vină spre voi, se așteaptă să-i blocați. Se așteaptă să fiți un pic defensiv în fața lor, pentru că ceva a fost. Ceva a fost. Între început și acest moment, ceva a fost. Se așteaptă să îi blocați. Sau să nu-i primiți cu brațele deschise. Pentru că am senzația că v-au părăsit. Pentru succes, pentru faimă, pentru lume, pentru un alt capitol. Pentru bani, am zis, da? Nu și-a ascultat intuiția. Au simțit așa atracția aceasta misterioasă, dar au zis, lasă, mai bine decât să explorez misterul, mai bine mă duc către succesul meu, banii mei, abundența mea. Și dacă v-au părăsit, se așteaptă să îi blocați, să aveți granițele bine stabilite. Dar, acum știu, gândesc că sunteți foarte puternici, puternice. Și au multă pasiune pentru voi. Știu că și voi aveți foarte multă pasiune, da? Și la adică trebuie să dubleze efortul de a vă convinge că ei vor să manifeste ceva cu voi. La un moment dat, când va fi să vă întâlniți, pentru că simt foarte multe emoții. Probabil că ar fi mai deschiși acum. Acum apar emoții, atunci n-au fost atât de evidente. Au fost mult mai subtile. Ce gândesc despre voi acum? Am văzut regina de monede, vă văd valoarea. Vă apreciază pasiunea, puterea. Faptul că sunteți mulțumiți de ce ați realizat, de viața voastră, e mare lucru. Iar o chestiune de muncă. Probabil că ar vrea să muncească. Își dau seama că trebuie să muncească în relație cu voi ca să depășească niște blocaje. Iar blocaje, conflicte, șapte de bâte s-au creat niște... S-au creat, da. Niște probleme. Ce gândesc despre voi acum? Cu nouă de cupe că sunteți tot ce și-au dorit, din multe puncte de vedere. Și emoțional, și spiritual, că-i transformați, i-ați făcut, i-ai ajutat să se transforme. Și energetic, pasional și spiritual. Le puteți face față. Dacă ei ar fi regii de bâte, voi veniți cu 10 bâte. Nu contează ce sunteți, bărbați, femei, da? Veniți cu 10 bâte și faceți față acestui rege eventual cu tendințe oarecum egoiste, dominatoare. Dacă ei sunt la 10 de bâte, vor să demonstreze că sunt în stare să stea în fața voastră, energiei voastre regale, masculine, chiar dacă sunteți femei. Puteți să fiți femei foarte combative, da? Și defensive, în ce sens defensive? Cu cei care v-au părăsit, cu cei care v-au lăsat și acum revin, știți? Dar altfel de fel și dacă ați fi femei, această energie a regelui de bâte, creativ și puternic și autoritar, da? Își dau seama, repet, că trebuie să dubleze, să tripleze efortul de a vă convinge că, într-adevăr, ei simt emoții, simt atracție, simt pasiune și gândesc că puteți să fiți doi oameni foarte puternici împreună. Interesant, în timp ce vorbesc, apare integritatea. Probabil că au fost atracții și din alte direcții. Dacă e un personaj care circulă prin lume, care atrage atenția, eu știu. Vedeți. Ah, ce gândește despre voi? 9 de cupe de dor. Wow! Că sunteți binecuvântați, că sunteți înțelepți, înțelepte. Și binecuvântat e cel cea care stă lângă voi. Wow! Cuplu puternic. Că lângă voi numai un om puternic poate să stea. Puternic, în primul rând, să reziste și energiei voastre intense, dar puternic să vă poată să fie suficient de
apt să vă protejeze, pentru că aveți o energie specială. Cum vă văd, inspirați, inspirate de divinitate, transformați eventual într-un mod radical. Nu o decupe de două ori, de fapt de trei ori, dacă e în considerare și a fost mai devreme. 10 de monede. Și, da, înțelept, sunteți foarte înțelepți. Oarecum, vă văd transformați cu puterea. Ce n-au văzut atunci, văd acum. N-au văzut pentru că a fost un vol, a fost Marea Preoteasă. Că Marea Preoteasă, dragii mei, nu sta să epateze, să spună nici vecinilor ce face și de ce face și ce aia și cealaltă. Da, este o aluzie pentru cineva. Vă văd 10 de monede. Ar vrea să creeze ceva durabil cu voi. Colaborare sau relație stabilă. Vă văd persoane stabile și apte să creați stabilitate și valori. Și aveți o înțelepciune aparte. Ați trecut prin multe. Și mai ales prin întunericul prin care v-au pus ei la un moment dat. Dar în acest întuneric, dragostea voastră a putut să radieze și mai puternic? Și pentru că a radiat, a chemat familia sufletească și a atras binecuvântări mai mult. De azi, binecuvântat este cel care stă lângă voi. Sau binecuvântată. Interesantă. Interesantă etalare. Ce gândește despre voi acum? Numărul 2. Vă văd într-o energie atât de pură. Una dintre cele mai frumoase cărți în setul ăsta de cărți. Angelică. De-aia a apărut poate și dragostea invers. Au multe emoții, au foarte multă pasiune fizică, atracție sexuală și vă văd atât de speciale, de înțelepte, de valoroase, de sensibile, de spirituale, încât nu știu, acum așa simt, nu știu dacă să manifeste în material pe pământ această dragoste. Vedeți aceeași culoare. În timp ce vorbesc, apare această carte. Simt că, da, voi le puteți da putere. Probabil că le dați putere de la distanță. Ce gândesc despre voi? Energia voastră, când se uită la voi, se simt, nu știu, poate unii vă văd aura, variază. Dar clar, văd ce inimă pură aveți. Puf! Protecting treasure. Sunteți o comoară. Am zis că ar vrea să vă protejeze. Sunteți ca o comoară. Dacă până acum au căutat comoară, bani, da? Averi, lux, faimă, nu știu prin ce ați mai trecut sau au trecut ei, poate nici voi nu știți prin ce au trecut. Acum vă văd ca pe o comoară pe care ar vrea să o protejeze. M-a zis, uite cum a apărut. Ar vrea să o protejeze. Da, frumos. Interesant. Hai să vedem. Alt set de cărți. Foarte... Hai, uneori când mă iau cu arta, sincer, n-am chef să fac tarot. Când fac artă sau alte lucruri. Dar e un moment în care mi se face dor de tarot. Mi se face dor să mă conectez la îngerii aceia pe care chem eu când mă rog înainte de fiecare etalare. Și uneori chiar sunt frumoase stările astea pe care le preiau. Altor nu-mi plac poveștile alea toxice, dar astea sunt frumoase. Sper că v-a plăcut. Vă pup, ceau, ceau. Hai să vedem numărul 3. Cei care ați ales aceste de cărți despre o persoană, un fostă prietenă, coleg, vecini, eu știu ce ar mai putea să fie chiar rude, dar vă rog, sper că nu v-ați ales oameni dușmani, da? Că nu vrem, da? Interesant, ce gândesc despre voi? Multe emoții. Multe emoții. Sunteți tot ce și-au dorit, dar e regina de spade, apă și aer. Nu doar asta, apă și aer. E regina de spade, vă fost foarte... Băi, prea inteligenți. Prea inteligenți și...
Nu doar asta aș spune. Uneori, când vorbiți, deranjați, îi deranjați și pe ei, chiar dacă simt multe emoții față de ei. Interesant, apare un... Dacă ei mai sunt implicați în alte relații și o situație oarecum... Oh, da! Dezechilibrată, își dau seama că nu pot să vă ofere tot ceea ce meritați. Împărăteasa? Poate unii, dar nu cred că... Wow! Ce gândesc despre voi, că le transformați viața. Da, eu, moartea și judecata. Le-ați transformat viața de când v-au întâlnit. Vă văd ca cea mai frumoasă femeie. Dar ideea este că își dau seama că trebuie să vă ofere pe măsura valorii voastre. Și aici este o mare problemă. Că valoarea voastră nu constă doar în frumusețe, doar în delicatețe, doar în dragoste, ci și în reușitele personale și mai ales în inteligență. Și hops, pentru că regina... Aici e o accentuare. Împărăteasa înseamnă toate reginele, da? Patru într-unul. Dar în acest moment, accentul se pune pe inteligență. Persuasiune. Felul în care folosiți cuvintele. A cui vindecați, a cui îi răniți. Ce au gândit despre voi inițial? Wow! Asul de cupe și soarele, ești nebun? Asul de cupe și soarele. Mult. Ia uite și judecata. I-ați renăscut, le-ați dat putere. Poate v-ați întâlnit la drum, ați comunicat foarte mult atunci. I-ați transformat, le-ați arătat empatie, i-ați scos din morți. Au simțit, da, se simțeau amorți plictisiți și întâlnirea cu voi parcă a fost așa, o trompetă. Ting, ting, ta-dam, ta-dam. Și nu a fost un musai tot timpul gălăgioasă. Poate uneori a fost gălăgioasă, poate uneori vorbiți mai... sunteți exuberanți. Dar uneori puteți să fiți și tandri. Și atunci sufletul lor, impulsurile lor, alea primare, au început să urle. Wow! Vreau și eu. Vreau și o dragoste, vreau și o fericire. Wow! Mă așteptam. Oh! Dar e interesant. Uf, ia uite, tot la... Vedeți unde? La judecată. S-a separat. Ce-au gândit? Ia uite. Nu trebuie să vină așa multe. Iar vrea să vorbească personajul. S-au simțit copleșit. Copleșiți. Ce au gândit despre voi? Că aveți o energie foarte... Deci sunteți și jucăuși. Sunteți și foarte sensibili. Acum râdeți. Acum vorbiți tandru și îi înțelegeți pe ei, pe oricine. Acum sunteți foarte spiritual. Sfătoși, acum sunteți super pasionali și autoritari, acum sunteți atunci, dar cred că și acum, foarte practici. Nu știu, v-au văzut foarte complex, o ființă foarte complexă. Uitați ce arcane majore, mare preot și soare, i-ați trezit la spiritualitate. Posibil unul dintre voi, dacă e bărbat în mod special, să fi fost căsătorit. Și să-și dea seama, măi, ca să fiu, vreau, de fapt, măi, eu vreau să fiu căsătorit cu această femeie. Și să conștientizeze că are foarte mult de lucru cu el și cu viața ca să vă cucerească și să fiți împreună. Interesant cum vine mesajul. Astfel de cupe și soarele niciun. Asta a fost atunci. Iar o chestiune care ține de călătorie, când văd calul, ține de săgetător, în mod special de călătorie, de casa a cincea, aleului, în care v-ați simți jucăuși la un moment dat, da? Dar și super pasionali. Dar ce au gândit despre voi? Am zis că sunteți... A apărut împărăteasa și acum apar toate cărțile astea. Sunteți vindecare, sunteți bucurie, sunteți chipzuință, sunteți autoritate, sunteți stabilitate. Puteți să fiți și tradiționali și netradiționali. Mai. Și cine au văzut 10 de băte? Niște emoții. 10 de... Ce au gândit?
despre voi. Ce au gândit despre voi? Da, a zis că sunteți 10 de cupe. Ia, nebun, 10 de cupe. Asul de cupe. I-a scos din... Da. Le-ați arătat în spate, dincolo de conflictele pe care le-au trăit până acum în alte relații, le-ați arătat ce înseamnă să... Le-ați arătat, nu, prezența voastră. Felul vostru nebunesc de a fi și empatic, și autoritar, și spiritual, și pragmatic, și chipzuit, am spus. I-au făcut să se simtă nebun în dragoste. Cum puteți voi să citiți nebunul 10 de cupe și astfel de băte, nu? Nebun în dragoste? Și doritor să fie împreună cu voi, să manifeste ceva nou. Dar au apărut fricile. Au apărut, probabil, unul dintre voi are niște responsabilități, are o familie, cel puțin unul dintre voi are o familie și trebuie depășite acea familie, acele probleme, ca să se manifeste această dragoste și pasiune nebună. Probabil că atât de multe emoții și atracție sexuală a fost, și nu doar, și șoc spiritual, și felul vostru de a fi, repet, acum autoritar, acum copilăresc, acum empatic, acum pragmatic. Păi stai mă, tu ce ești? De fapt, cum ești? Uite că poți să fii foarte complex, da? La un moment dat le-a adus frică. Că trebuie să depună foarte mult efort. V-au văzut și pe voi cum vă depășiți fricile și cum aveți această energie. Ce au gândit? Că aveți această energie capabilă să vă depășiți fricile. Interesant. Sau poate n-au știut chestia asta și au aflat între timp. Dar, wow, ce cărți! Nu uitați și faptul că sunt niște probleme în familiile voastre care trebuie depășite, au fost conștientizate de la început. Dacă unul e căsătorit, a zis, asta este dragostea vieții mele, cu acest personaj vreau să fiu căsătorit, căsătorită. Și îmi dau seama că trebuie să am multă răbdare, să fiu chipsuit, să intru în autoritatea mea, ca să pot să cuceresc. Această iubire. Ce a gândit despre voi? Integritate. Probabil, dacă sunt căsătoriți, au fost căsătoriți, v-au văzut ca pe o tentație, dar nu doar tentație. Am zis, aveți mai mult decât tentație. Nu e doar atracție fizică, aici este și înțelepciune, multă înțelepciune și multă putere. Poate dacă sunteți femei, probabil că sunteți cam necuprintul de animal. Da? Dar clar, tentație sau netentație, s-a pus în mintea acestui personaj o problemă a integrității, mai ales dacă era căsătorit. Cum să poată să fie cu voi, să manifeste integritate dacă este căsătorit? Sau dacă e de o anumită religie? Pentru că ați fost, iaute, soarele pe pământ, heaven and earth. Sunteți tot ce și-au dorit. Da? Doi de monede. Au mai fost și alte lucruri. Au mai fost și alte lucruri în viață. Ce gândesc acum despre voi? Numărul 3. Ce gândesc acum despre voi? 7 de monede. Că sunteți foarte precauți. Ce s-a întâmplat? S-au întâmplat niște chestiuni. Niște chestiuni de să ajung la judecată, la renaștere. Niște lupte. Lupte. S-a vorbit, probabil, interesant, s-a vorbit într-un anume fel. E o chestiune de vorbire aici. Mai vedem. Ce gândesc despre voi acum?
Regele de monede. Sece de cupe în continuare, nebun în continuare. În continuare se simt îndrăgostiți de voi, dar sunt niște conflicte în viața lor profesională și familiară, responsabilități. Gândesc despre voi că trebuie să aibă răbdare, trebuie să fie precauți cum investesc în relația cu voi și ar dori și voi să aveți răbdare, dar știți cum e. Asta e. Pentru că ei, dacă au fost căsătoriți, se clatină acea căsnicie. Dacă au fost foarte tradiționali cu împăratul și regele de monede, tradițiile lor se clatină. În continuare apare nebunul și 10 de cupe. Multe emoții. Neexprimate, nemanifestate. Probabil că râdeau, i-ați făcut să râdeți la un moment dat. Acum... să mai vedem ce gândesc despre voi. Va veni ceva invers. E bine, 8 de spade. Dacă o perioadă ați manifestat și voi un soi de obsesie față de această poveste, vreți să vă eliberați. Pentru că nu primiți stabilitate. Așteptați prea mult în relație cu ei. Și am zis că au fost conștienți că dacă vor să fie cu voi, au foarte multe de făcut. Poate voi nu știați chestia asta. Ei au știut de la început. Voi n-ați știut că sunt foarte multe lucruri de rezolvat și probabil că ați intrat în așteptare, în diferite conflicte, blocaje mentale, poate și un soi de obsesie, un soi de dezechilibru. Ce? Da. Dar își doresc să manifeste acest cuplu, această fericire. Poate sunt niște probleme acasă cu copiii, iar e problema lor, dar ce gândesc despre voi acum? Cum te spate? Uf! Interesant! Interesant! 0? 10 de cupe? Regele de cupe. Din cauza conflictelor și a separării care a fost între voi, clar, este o separare. Conflicte, dacă sunt căsătorii, sunt alte responsabilități sau religii în preajma acestei, a voastră, să zic. Se gândesc că voi nu mai vreți să așteptați, ați așteptat suficient. Vreți să vă eliberați de această obsesie, de acest blocaj. Ei vor să vină spre voi, să fie fericiți, dar voi s-ar putea să, în această perioadă, să vă retrageți apele, să vă retrageți emoțiile. Cupa asta pe care ați oferit-o necondiționat, de care ei s-au bucurat, fără să facă niciun efort, ați retras această cupă. Te rog frumos să-mi clarifici 8 de spade. Clarificăm 8 de spade. Te rog frumos. Sunt îndrăgostiți. 8 de spade. Triunghi amoros. Am zis eu o căsătorie. Dacă v-ați simțit puși în acest triunghi amoros, vreți să plecați. Ideea este că ar vrea și ei să o ia de la zero cu voi, dar, eu știu, că durează acest proces până o iau ei de la zero și manifestă fericirea asta pe care și-o doresc cu voi și doar voi le-o puteți oferi și în momentul în care voi vă retrageți emoțional, vă retrageți apele, cupele, ei simt golul ăsta. Ia. Sunt blocaje, dar ce gândesc despre voi? Sunteți foarte precauți? Nu vreți să vă mai mințiți? Și vreți să mergeți către
Indipendenza emozionale, non la recuperi. Într-o nouă direcție, care va duce fericirea pentru că n-au... N-a, da. Eu știu că nu vă oferi dragostea de care aveați nevoie, pe care o meritați, pentru că mai aveau niște responsabilități. Eu știu. Și din cauza asta, că nu v-au arătat emoțiile și nici acum nu vă arată. Încearcă să pară detașați, dar nu vă arată emoțiile. Încearcă să pară echilibrați, chipzuiți, dar nu să sunt, nu sunt, nu sunt. Însă, ce gândesc despre voi, se pare că voi deja aici ați făcut pașii de eliberare. Știu că trebuie să riște, să facă un gest. Nebunul. Știu că trebuie să facă un gest. Da? Rămâne de văzut dacă îl vor face. Ce gândesc despre voi în această perioadă? Ce frumoasă carte. Șase de foc. Vă urmăresc. Da? De la distanță, ca uliu. Ia uitați. Probabil că cum sunt ochii ăștia? Albaștri, verzi, cum sunt galbeni. Frumoasă cartea asta. Pentru mine aici este Horus. Și nu doar ține de săgeată, de săgetător, probabil să marcaje în săgetător. Ce gândesc despre voi? Aha, am înțeles. Sunt foarte determinați. Chiar dacă voi nu știți, ei vă urmăresc și vă țintesc. Interesant, țintesc către voi. Patru de foc. Patru de foc, am văzut patru de bâte mai devreme. Da, vor să fie cu voi, vor să creeze stabilitate cu voi. Vă urmăresc de la distanță. Eventual, interesant, săgeata asta mi-aduce un pic de aminte și de Cupidon. Probabil că vor să facă un gest. Sau poate o comunicare cu săgeata. Suficient de pasional, de emoțional, că să vă cucerească. Faptul că eu săgeată și un arc, probabil că deja v-ați distanțat. Dar eu așa, această încredere, băi, lasă că tot cu mine o să fii interesant cu mine, tot cu mine o să fii ceva de genul ăsta. Așa simt. Ce gândesc despre voi? Foarte, foarte multă pasiune. Frumoasă carte. Dar interesant, nu se comunică, vedeți, are gura acoperită, acest personaj vă urmărește. Nu știu ce acțiuni va face, dar nu prea vorbește. Poate că nici voi nu vorbiți acum cu ei. E o încercare de detașare. Pentru că dragostea nu s-a manifestat decât doar voi ați oferit, doar voi ați oferit. Sau cel puțin, da, într-o formă copilărească, emoțională. Acum este o retragere a apelor, clar. Ce gândesc despre voi? Ce încredere au acum în ei? Wow, băi, 53 păstrăm. Interesant, o acțiune, 41 și 15. Probabil că vă văd foarte independenți, independente, concentrați pe carieră și vor să vă facă o vizită neașteptată, să vă transmit, am zis, mesaj, un mesaj neașteptat pe care să-l ascultați, poate pe calea muzicii, eu știu ce gândesc despre voi. Și aduc în primul rând aminte de toate mesajele pe care le-ați transmis, ce ați discutat, că am văzut regina de spate de la început, listening. Ascultă dacă ați avut dedicații muzicale și aduc aminte de tot ce gândesc. Și gândesc să facă un gest neașteptat, am zis nebunul, vizită neașteptată. Să deschidă ușa, o nouă șansă, o nouă oportunitate. Pentru că vă văd foarte independenți și 15 este numărul diavolului. Se simt de totuși intoxicați
de atâtea emoții, oarecum dependenți emoțional, de toate stările alea de bine pe care le simt doar în preajma voastră. Elefant, elefant de două ori. Elefantul e o forță. Interesant, Flow the River. Elefantul sugerează și anduranță și memorie ancestrală și încrederea că vor fi depășite blocajele. 5 cu 3, 8. Gândesc, ce gândesc, ascultă, eventual muzică, se gândesc la voi și aduc aminte și încearcă să transforme ceva în ei. Oh, nu te termina bateria, te rog frumos, adică nu se termină bateria. Nu, te rog frumos, stai așa. Stai așa, stai. Sper că se continuă. Așa, iubire, dragii mei, vă rog frumos, vă rog frumos. Așa, cam atât. Hai să apuc să fac și numărul 4. Păi, ar fi păcat să nu fac. Nu știu, l-am zăpăcit. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut. Hai să strâng cărțile. Ce gândește persoana? O persoană despre voi, da? Hai să mă aștepte bateria. Vă rog frumos. Vă rog frumos, dragile mele, cărțulii. Și vă rugați-vă să mă țină bateria, vă rog frumos. Hai, hai, rugați-vă. Ce se gândește acest personaj? Ce gândește acest personaj despre voi, dragii mei? Dragii mei, dragii mei. Uf, unde erau, mă, cărțile? Cum stăteau? Nici nu mai știu cum stăteau aceste cărți. Ce gândește acest personaj? Hai să vedem ce gândește acest personaj despre voi. Oh. 8 de cupe și diavolul. Vreți să lăsați în urmă ceva, o energie toxică sau ei au de lăsat o energie toxică în urmă dacă vor să fie cu voi? Oh. Ce gândesc despre voi? Soarele, interesant! Ce au gândit, ce gândesc? Că sunteți jucăuși, copilăroși sau copilăroase? Că sunteți vezi, simpatici? Ce au gândit despre voi? Dar interesant că depășiți niște probleme, ați avut niște probleme și sunteți puternici, puternice. Ce au gândit despre voi inițial? Probabil v-au văzut râzând, v-au auzit râzând, glumind. Ce au gândit? 9 de bute. Aveți încredere în voi să depășiți blocajele. Sunt niște blocaje. Ați trecut prin multe. Ce au gândit despre voi? Ups, unde ești? Am picat jos. Inițial, ce au gândit despre voi? Interesant, tasul de bâte, au fost atrași de voi, dar uite așa un pic înclinat. Le-ați energizat. Dar ce au gândit despre voi? Că din cauza unor blocaje nu se poate manifesta ceva nou între voi doi sau din cauza unor blocaje nu puteți să manifestați voi ceva. Poate aveți niște probleme de sănătate, dureri de cap, de coloană, dar în principiu energie foarte faină. Că sunteți determinați cu soarele și cu nouă de bute, sunteți determinați să aveți acest as de bute. Că o fi cu ei, că o fi cu altcineva, este ceva nou, un hobby, pasiunea, să vă reface sănătatea. Adică, orice blocaj ar fi, aveți suficientă energie să depășiți și să câștigați acest as de bute, cu ei sau fără ei. Ce au gândit despre voi? V-au văzut frumoși, frumoase, simpatici. Probabil au văzut că sunteți în general în mișcare, dar au fost niște probleme.
9 de putere. Probabil ați trecut niște probleme de sănătate, dar sunteți determinați, ați fost determinați, sunteți în continuare cu faietonul, ați fost, nu știu, să mergeți înspre stabilitate, regele de monede, autoritate într-o formă sau alta. Dar aveți de depășit sau ați avut de depășit o perioadă de probleme de sănătate, 4 de băte, poate chiar și financiare, cu 4 de monede. Dar sunteți foarte încrezători în voi și le-ați transmis și lor această energie. Clarificăm asul de bâte. Ia. La ce se referă anume? Pentru că asul de bâte poate să semne foarte multe. Însă, clarificăm asul de bâte. Pentru numărul 4. Ce au gândit atunci despre voi? Masul de bătă, te rog frumos, clarifică masul de bătă. Spânzuratul. Da, au fost niște problemuțe. Dar, afară de problemuțele de sănătate, de mers eventual, cu spânzuratul, casa 12-a peștilor, poate ați avut niște probleme de coloană sau cu mersul sau ceva, care v-a afectat oarecum o perioadă și voia bună și aia pe care a apărut inițial, au simțit, au știut-o de prima dată, probabil că afară de problemele astea de sănătate, poate, nu poate, cu siguranță ce-au gândit. Dacă vor să fie cu voi într-o relație fizică, sexuală, au de schimbat anumite perspective ale lor despre viață. Trebuie să-și schimbe perspectiva. Măi, a apărut soarele. Asta înseamnă că aveți o valoare, aveți ceva special. Sunteți, într-un fel sau altul, ați putea să fiți tot ce și-au dorit, nu? Și acum, depinde de mediul din care vii, da, le transformați viața, puteți. Da, trebuie să sunteți super inteligenți, super, super inteligenți. Există un grad de prietenie, poate și suflete perechi între voi au simțit că voi poți să vorbească altfel, stă altceva, înțelegere, empatie, dar și super, super inteligenți, le transformați viața dacă vor să fie cu voi, trebuie să fie și buni strategi. Și super inteligenți și să-și schimbe viața. Clar, trebuie să-și schimbe viața. Bine, asta au gândit. Poate că au aflat cu ce vă ocupați, cine sunteți. Nu degeaba a apărut soarele, da? Poate că ei sunt aici. Se simt micuți pe lângă voi. Da? Și atunci de-aia, pentru că sunt micuți, vedeți și bâta asta e înclinată și asta e înclinată. Cum aș putea eu să... Trebuie să am multă credință, să-mi schimb perspectiva. Ah, interesant. Ce-au gândit despre voi inițial? Te e drăguț soarele. Cute! Asta simt. Cute! Nu contează ce vârstă aveți, ce sex, sunt bărbați, femei, dar v-au văzut foarte cute și liber, așa, în spirit, un spirit liber. Las multe cărți, vă rog frumos. Una, maxim două. Ce-au gândit despre voi atunci, când v-au văzut prima oară? Sau, eu știu, când a stat de vorbă prima oară, sau eu știu când. Pentru mine soare, soare zâmbește. Ce-au gândit despre voi inițial? Ups!
7 de monede. Da. Că trebuie să aibă răbdare, să aibă grijă cum vorbesc, cum investesc. Că sunteți exuberanți, dar sunteți și chipzuiți. Sunteți exuberanți, dar sunteți și foarte defensivi, protectori, determinați în cazul în care, adică se simte o forță excepțională, s-a simțit. Ce au gândit despre voi? Mai, nu știu de ce, dar acum mi-atrage atenția acest șarpe și cele două ceacre. Probabil că i-ați energizat într-un fel și energia pe care o transmiteți voi în general și față de acest personaj le transformă felul în care iubesc, în care comunică, în care văd viața, în care cresc. 7 de monede. Am zis, v-am văzut și exuberanți și chipzuiți. Chiron, da? Cel care a suferit și poate să învețe pe ceilalți să nu mai sufere. Soi de consilier emoțional. Interesant. Hai să vedem cum gândesc acum despre voi. Numărul 4. Cum gândesc acum despre voi? Ce gândesc acum despre voi? Numărul 4. Ce gândesc acum despre voi? Wow, roata norocului și regina de monede? Au început să vă vadă valoarea? Le aduceți aminte de mama lor, poate? Mai nu știu, o moarte aici, poate o să aflați de... Ați vorbit că ați pierdut pe cineva? O chestie care ține de moarte. Poate v-ați întâlnit la un parastas, ați discutat. Ah, interesant, ați discutat despre chestiuni care țin de suferință, de moarte, de... Eu știu... Ați comunicat frumos, prietenește cu ei. Cu alte cuvinte, simt, chiar dacă nu recunosc logic unii, dar simt că sunteți un soi de suflete perechi, sunteți prietenoși. Ați trecut prin multă suferință, moartea, lacrimi, 5 de cupe, dar sunteți foarte inteligenți, raționali. Și ce gândesc despre voi? Imediat, în această perioadă, gata, mă rog, prietenă de moment. Vreți să vă schimbați finanțele, să vă creați stabilitate financiară, lucrați? Dacă aici era 7 de monede, aici deja apare regina de monede. Vă întrețineți, sunteți independente, aveți afacerea voastră, bărbați, femei, nu contează. Da? Sunteți fertile din punct de vedere sau abundente, financiar, fertile, creative, creați ceva. Roata norocului este și o schimbare, apropo de schimbarea de perspectivă, aici iar este o schimbare. Dacă ați trecut prin probleme, acum văd că v-ați redresat. Gândesc că sunteți mai bine decât atunci, prima oară. Ce gândesc despre voi? Ce gândesc despre voi? Marea preoteasă. Sunt multe lucruri pe care nu le înțeleg. Văd că sunteți, din punct de vedere profesional, educate, vă întrețineți bine, aveți poate afacerea voastră sau în fine, sunteți pe picioarele voastre, dar sunt multe lucruri pe care nu le știu. Simt, intuiția lor le spune că este o întâlnire specială între voi și ei. Clar,
Au ceva de învățat. Dar nu înțeleg foarte multe lucruri despre voi. Nu știu. Simt așa o energie subtilă, dar nu înțeleg. E un mister. E un mister. Iar inteligență. Felul în care vorbiți. Probabil sunteți și foarte spontan și extrem de inteligenți, inteligente și emoționale. Aici este frumos. Adică nu vorbiți doar chestiuni care țin de rațional, de finanțe, dar sunteți și exuberanți, zice, de cupe și soarele. Și ne... Nu ne stăpâniți spontani, aș spune. Spontani. Clarifică marea... nu, roata norocului aș vrea să-mi clar... Nu, asta nu. Nu, justiția. Chestiuni care țin de justiție. Se simt atrași din punct de vedere fizic de voi. Gândesc că ar fi frumos să aibă o relație, o colaborare cu voi, astfel de monede. Se simt atrași. Dar, interesant, cu justiția, roata norocului și regina de monede. Dar și cu marea preoteasă care ține de vise de, și spânzuratul ține de vise. Clarificăm și marea preoteasă. Gândesc că sunteți în echilibru. Sunteți o persoană echilibrată, corectă, de bun simț, aș spune. Mai nu știu pentru cine e mesajul ăsta, dar hai să spun ca să le eliberez. Probabil că unii se gândesc că... Ar fi frumos dacă ar fi căsătoriți cu voi. Marea preoteasă. Deși e un spirit liber. Aici este un spirit liber, dar se gândesc că e o schimbare de gândire, de percepție. Liber, liber, dar mi-ar plăcea o asemenea femeie, ceva de genul ăsta. Deși nu înțelege foarte multe lucruri, dacă ar fi vorba de femeie, să zic, sau de bărbat, da? Sau mi-ar plăcea să fiu soția cu ta, regina de monede, sau tu să fii soția mea, ceva de genul ăsta, într-un mod legal. E o schimbare de perspectivă. Pentru că am vorbit de schimbare de perspectivă și înainte. Dar sunt multe lucruri pe care nu le înțelegem. Clarifică marea preoteasă. Poate că îi inspirați să fie corecți. Cavalerul de cupe. Da, într-un mod misterios îi atrageți. Încep să fie romantic, să simtă romantism. Așa, e misterios. E ceva, îi face să fie romantici. Să fie stabili. E ceva. Asta gândesc eu acum. Hai mai arată-mi ce gândesc despre voi. Ce gândesc despre voi acum? Că sunteți sensibili? Sensibile? Dar sunt multe, repet, multe lucruri pe care nu le știu, nu le înțeleg. E maxim 2. Ce gândește despre voi în această perioadă?
Păi de pute, interesant. Probabil că mai au o relație stabilă în preajmă și îi pune să aleagă. Dacă vreți voi, dar am zis, e o atracție misterioasă. Îi dă seama că dacă ar fi să fie cu voi romantici, sexuali, nu cu persoana cealaltă, pentru că aici e altfel de întâlnire, da? Ar trebui să fie altfel. E totuși un mister. Dar tu-i de bâte. Vedeți, e și această energie solară, este și energia aceasta fizică. Este și roșu și galben, și energia solară, și roșu, da. A, interesant ce gândesc, că sunteți, aveți, nu dublă personalitate, sunteți două persoane. Și stabile, și sexy, și radiante în sensul spiritual, emoțional. Da, asta gândește. Și că aveți multă înțelepciune când sunteți niște persoane mai uneori singuratice, înțelepte, în echilibru, interesant, justiția, în echilibru în voi, în principiu. Chiar dacă sunteți exuberanți, sunteți în echilibru, e o veselie, o bucurie a vieții care vine din echilibru, din dreptate, din calm, din stabilitate, din cunoașterea valorii voastre, din respectul pe care îl aveți față de voi, din multe cunoștințe pe care ei nu le au, da? Nu le înțeleg. Interesant. Union. Da. Sunteți în echilibru. Și aveți o înțelepciune. Voi știți pe ce cale vine înțelepciunea asta, dar ei nu înțeleg. Unde am pus mai cartea? Am uitat aici, da. Am zis, și atracție și inspirație. Dar aș spune că deocamdată se manifestă energia aceasta solară care inspiră la stabilitate, la creație, la inspirație. Cum probabil face și cu alții. Cealaltă, asta sexuală, e în continuare neînțeleasă, romantismul ăsta, sensibilitatea asta care vine prin voi și în ei. Ar vrea să vă cucerească. Am văzut și cavalerul de bâte și cel de cupe. Amândoi sunt foarte romantici. Ar vrea să vă cucerească. Ar vrea să... Vedeți voi, nu mai știu cum e. Da. Dar când cineva vede în voi soarele sau lumea, uneori există un grad de idealism. Da? Vede, simte, dar nu înțelege. Probabil că aici are personajul multe de învățat. Roata norocului, roata, roata, roata. O schimbare clar de perspectivă. Și... A, interesant, schimbați karma. Într-un fel sau altul, da, îi ajuta să schimbe karma. Dacă n-au fost corecți și drepți în viață, întâlnirea cu voi, că sunt niște persoane, am zis, radiante, care vă respectați, care sunteți respectați sau respectate de, eu știu, colegi, de societate, într-un fel sau altul, chiar dacă sunteți zgubi, da? Îi ajutați într-un fel sau altul să fie corect, să se echilibreze. Le echilibrați viața. Și în secret, da, aici este secretul lor, ar dori să fie cu voi. Asta e secretul lor, ar vrea să fie cu lor, le-ar plăcea să fie cu voi. E un secret al lor. Adică se simt atrași. Poate că ar vrea să vă invite la o întâlnire. Se gândesc cum ar fi să
Ce carte a picat? Dar a picat invers. În ce sens? Un picuț. Ride the Wave, una dintre cele mai pozitive cărți, da? Doi delfini care zboară prin valuri, da? 14, vă vindecați, vă temperați, 14, cartea temperanței, iar săgetătorul pentru unii libertate. Se simt liber cu voi, voioși, dar a venit invers, este ceva. Probabil că în viața lor, în viața voastră ei nu vă înțeleg, dar și în viața lor sunt niște chestiuni care trebuie rezolvate. Ce gândesc, ride the wave, ar călări aceste valori emoționale, dar ceva îi reține interesant. 14 merge în jos înspre 13, adică 13 înseamnă moarte, transformare, am văzut și moarte. Trebuie transformate multe lucruri în viața ambilor eventual. Dar ideea este că există sentimentul ăsta de bucurie, de fericire, de inocență, în sensul inocent al cuvântului și în sensul autentic. Mai sunteți autentici, clar. Dar acum încep să vă vadă valoarea. Nu doar autenticitatea, nu doar vibrația, valoarea în profesionalismul, să vadă că sunteți educate, că aveți banii sau educați, aveți banii voștri, sunteți corecți, sunteți... Da. Ce gândesc despre voi? E foarte interesant. Iar balanță. Trebuie să fie în echilibru. Ciudat. Voi știți de ce o fi apărut. Trebuie să fie în echilibru. Cu voi trebuie să fie în echilibru, cu voi trebuie să fie corecți. Dacă ei au fost șmecherași la un moment dat, cu voi trebuie să fie corecți. Și prezența voastră echilibrează. Poate că și într-un fel sau altul vă echilibrează. Într-un fel. Dumnezeu știe cum, destinul știe cum, dar clar că această întâlnire se manifestă între două suflete pentru a-l provoca, eventual pentru a-i trezi. Nu știu la câtă spiritualitate puteți să-i rezist pe unii, dar pentru a-i face să vadă viața altfel, eventual să învețe să aibă credință. Să fie altfel. E o chestiune de altfel. Interesant. Balancing. Numărul 11. Avem un soi de 11 și aici, la Marea Preoteasă. Opoziția, fecioară, balanță. Dar nu stai ca și... Nu e opoziție. În ce sens? Că nu sunt opuse. Dar sunt foarte asemănătoare. O să vorbesc o dată despre așa ceva. Da. Ce gândesc? E un echilibru. Se simt în echilibru și se simt bine în preajma voastră. Asta e clar. Cam atât. Sper că v-a plăcut. Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup. Numai bine. Ceau, ceau.